domnul Manu, mă aflu din nou la Bistrița, la Șanț, la tine. Da. Un loc foarte frumos din România. Îți place? Da, da. Și mă bucur să văd exemplarul tău foarte frumos. Tocmai vorbeam cu tine de apa lui domnul Nicu, șai? Da, da, ar fi da? Pereche. Ar fi bună, șai pereche. Da. Straz de tată. Da. Cum e, cum e viața ta aici la Bistrița? Foarte bună și foarte frumos. Dar totodată muncești foarte mult, nu? Da. Deci nu e bună, dar prin muncă, nu stăm. Doar prin muncă e viața aici. Da. Mânz, mânz. Mânz, acum mulți comentează că nu mai e mânz. E cal la 3 ani. Foarte cu minte, blând. L-am învățat. Nu prea am timp să-l pot așa, dar... Azi dimineața l-am potcovit. Ia, când am ajuns eu mai aveam un picior de potcovit, așa? Da. Am vrut să vedem potcoveala, dar nu. Însă nu supărăm pe omul ăla că n-a mai în vârstă. Poate nu era de acord cu noi. Să ne vadă. E bun. Calul 3 ani a făcut în april. Zic că îmi place ce căpăstru ai pus. De unde ai achiziționat acest căpăstru? La domnul Stelică. Da? De, da, da. El ți-l-o... Da. Da, foarte frumos. Cu zăbăluță, cu tot, cu pune. Mm-hmm. De la el. Deci s-a dat calul echipat, mă, cum se zice. Calul echipat, cu tot, cu tot. Aha. Are de tăi de cal. Tăci. Du-l, du-l pune-l acolo în față, la căsuța asta. Să-l vedem așa la soare, frumos. Așa, întoarce-l. Așa, așa, așa. Întoarce-l, uite-te, întoarce-l așa. Cu capul către casa aia. Hop, hop. Așa, hop, hop.